domnilor, bună seara, bun găsit la știri. După o dimineață caniculară, clujenii au avut parte de o după-amiază cu ploi torențiale, care, ca de fiecare dată, au paralizat pentru câteva 10 de minute mai multe zone ale orașului. Traficul s-a desfășurat cu dificultate pe mai multe artere principale din Cluj-Napoca. Din cauza vizibilității extrem de reduse, șoferii au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte ca ploaia să se oprească. De exemplu, în zona podului din Mărăști, apa a ajuns pe carosabil să măsoare aproape o jumătate de metru. În această zonă, doar cei mai curajoși dintre șoferi și-au continuat drumul, în vreme ce mulți dintre ei au făcut cale întoarsă. Cu toate acestea, Primăria Cluj a transmis că nu s-au înregistrat probleme din cauza ploilor. Nici Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu a avut prea mult de lucru. Toate sesizările primite s-au referit la apa care a inundat drumurile și au fost direcționate spre Compania de Apă Someș, care gestionează sistemul de canalizare al orașului. Meteorologii anunță că vom mai avea parte de precipitații și descărcări electrice și în această noapte, dar și pe parcursul zilei de mâine. Scandal incredibil în Dej. Doi tineri au atacat oamenii care treceau prin centrul orașului cu scânduri și cuțite. Bătuți zdravă în cei doi scandalagii și-au ieșit din minți pentru că taximetrul pe care îl opriseră era ocupat. I-au lovit mai întâi pe pasagerii din mașină, apoi au dat cu ce au apucat în oamenii care treceau pe lângă ei. Am văzut că lovește pe oricine din el. Dar cine era? Unu? Doi. Doi era. Când ura în cap, cu cuțit, cu picioare, cu pun, s-a apucat. Fără motiv. Da. Fără motiv, da. Vezi? Mi-a dat în cap, bă, dar pe mine nu m-a primit, m-a lovit. Că m-a dus și am ținut ușa. Îți dai seama, uite. Scândurile și cuțitele au rămas la fața locului aruncate pe șosea. La spital au ajuns trei oameni bătuți, dar și agresorii. De altfel, cel mai grav rănit e chiar unul dintre agresorii, care s-a tăiat singur cu cuțitul. Cei doi scandalagii au fost reținuți de poliție și sunt acuzați de vătămare corporală, port ilegal de armă și tulburarea liniștii publice. Un tânăr de 27 de ani din Cluj a fost bătut de mai mulți indivizi chiar în locul de joacă pentru copii din Polo Center. Potrivit site-ului Știri de Cluj, agresorii fac parte dintr-un grup de interlopi care fac legea în cazinourile clujene. Tânărul este internat cu răni grave în zona capului la Clinica de Neurochirurgie din Cluj. Conform Știri de Cluj, niciunul dintre angajații firmei de pază care asigura securitatea în mall nu a intervenit pentru a stopa bătaia sau pentru a anunța poliția. Polițiștii au început o anchetă pentru a vedea în ce condiții s-a desfășurat incidentul. În 15 august, poliția a fost sesizată cu privire la faptul că, în 13.08.2011, un bărbat a fost agresat în zona unui complex comercial din Cluj-Napoca. În prezent, polițiștii desfășoară activități în vederea depistării persoanelor suspecte. Clujenii au ajuns să fure tot ce le cade în mână. Bijuteriile sau aparatura electronică furată din locuințe sau casetofoanele din mașini au fost înlocuite în ultima perioadă cu ciocanele pentru spart geamuri și mânerele din piele sustrase din mijloacele de transport în comun. Hoții inventivi mai fură și cazane de țuică, cireșe și mere, instrumente muzicale sau chiar scaune din seriile de cinematograf. Mijloacele de transport în comun sunt printre cele mai recente invenții ale infractorilor. De aici, hoții fură diverse obiecte. Din autobuze, hoții fură în primul rând ciocanul cu care este folosit în situații de urgență pentru a sparge geamul, dar și bara de care se țin pasagerii. Acesta nu devine altceva decât un suport pentru lesă de câini. Reprezentanții regiei de transport spun că sunt și furturi care îi afectează direct pe călători. Din poșete sau din buzunare, însă în toate aceste direcții noi acționăm atât în ce privește cu corpul nostru de control, cu poliția primăriei. De ce ar fura cineva mânerul din autobuz? Ar fura acest mâner pentru că el poate deveni util, hai să vă spunem, o lesă specială, poate fi chiar interesantă pentru iubitorii de animale. Bani frumoși aduc hoților, laptopurile și telefoane mobile furate din căminele studențești. Totul se întâmplă însă după ce acești hoți se împrietenesc cu fetele și ajung la ele în cameră. Capacele de canal au intrat și ele în categoria lucrurilor care dispar cu regularitate. Pericolul pe care le reprezintă o gură de canal deschisă pentru pietoni sau pentru autovehicule nici nu mai contează, atâta timp cât se câștigă sume considerabile din valorificarea acestora. Inventivitatea hoților se pare că nu cunoaște limite. În ultima perioadă la Cluj au fost semnalate furturi de cireși sau de mere chiar cu ajutorul drujbelor. De asemenea au fost furate cazane de țuică sau au fost furate cărămiți. Hoții nu au limite nici când vine vorba de intratul în cinema, ei au furat chiar scaune direct din cinema. În primul semestru al anului 2011, la nivelul IPJ Cluj, s-a înregistrat o creștere cu 6% a infracțiunilor de furt sesizate. Ușoare creștere au fost înregistrate la furturile de componente auto, furturi de pe rafturile din magazin, furturi din poșete și genți. Majoritatea hoților au fost depistați de polițiști și cercetați pentru furt calificat, după cum și majoritatea bunurilor dispărute au fost recuperate și înapoiate victimelor.
Zilele culturale maghiare de la Cluj au debutat cu declarații șocante. Vicepreședintele Parlamentului European, László Tökes, a catalogat capitala Transilvaniei drept orașul lui Ceaușescu. Mai multe ne spune colegul meu, Ciprian Aron. Bună seara, Ciprian. Ce l-a determinat pe László Tökes să facă astfel de declarații? Bună seara! László Tökes s-a arătat deranjat de prezența plăcuței cu inscripția lui Nicolae Iorga pe statuia lui Matei Corvin, fapt care l-a determinat să aducă declarații jignitoare la adresa orașului în care era invitat. De altfel, Tökes nu este la prima abatere de acest fel. Anul trecut, vicepreședintele Parlamentului European aprecia că zona metropolitană a Clujului este o urnă de incinerare a comunității maghiare și cerea statut special după modelul Bruselului pentru Cluj-Napoca. La Cluj, în Sionul Transilvaniei, nu avem pace, nu putem avea pace în locul în care nu există adevăr și dreptate când mă gândesc la evenimentele legate de statuia lui Matei Corvin. Acea inscripție scrisă de istoricul Iorga lezează identitatea națională a regelui nostru. Clujul este mai degrabă orașul lui Ceaușescu, nu al regelui Matei, a spus Tökes. Reacțiile politicienilor români nu au întârziat să apară. Plin de dezamăgire. Sunt aici, în Cluj, sunt oameni care, indiferent de etnie, muncesc într-un fel sau altul pentru bunul mers al orașului. Nu poți să vii din când în când ca o pasăre călătoară, de pasăre mai altfel, care să arunce doar comentarii care nu fac altceva decât să provoace dezgust și inflamarea spiritelor. Este foarte grav că un vicepreședinte al Parlamentului European, care uită că a fost ales totuși de cetățenii României, are acest discurs iredentist, radical, extremist. Eu cred că, din contră, am fost ieri la Universitatea Babeș-Bolyai, Clujul este un exemplu de unitate în diversitate. Și ar trebui să românii și, în primul rând, cei la guvernare, PDL-ul, să ia atitudine față de asemenea declarații, fiindcă văd că, ori de câte ori apare ceva, László Tökes vine și este împotriva poporului român. Clujenii au tratat cu indiferență declarațiile lui Tökes, spunând că nu sunt decât niște comentarii menite să inflameze spiritele. O declarație ieftină de demagog. Ca de altfel mulți alții. Suntem în Cluj, e România, nu Ungaria. E un oraș frumos al nostru, al ardeleanilor. A doua ediție a Zilelor Culturale Maghiare a debutat oficial aseară la Opera Maghiară printr-un spectacol al Filarmonicii de Copii din Vlăhița. Vorbim despre acest subiect cu invitatul meu, jurnalistul Ziua de Cluj, Titus Crăciun. Bună seara, Titus, bine ai venit, mulțumim pentru prezență. Așadar, Clujul, orașul lui Ceaușescu, cum ți se pare această afirmație? Și la ce se referă, stilul, de fapt? Este în stilul lui vicepreședintelui Parlamentului European, episcopul László Tökes, să vină la Cluj să jignească, cu atât mai mult cu cât, nota bene, în Cluj nu vine în vizită, ci László Tökes este născut chiar în Cluj. Deci ar veni chiar în orașul, exact, ar veni chiar în orașul unde s-a născut. De fapt, de 20 de ani la episcopul László Tökes se vede de fapt o oareșcare tendință de a trăi într-un, nu știu, sau într-un nev mediu aici în Transilvania, sau hai să zicem mai aproape într-o istorie modernă de până la sau din jurul anului 1848, în care națiunea română nu prea avea ce să caute în interiorul zidurilor. El invocă, într-adevăr, face o comparație cu Clujul Ceaușescu, nu înțeleg la ce, departe de noi să fim nostalgici, domne fere, 50 de ani de comunism ne-au dar atunci de ce a făcut această sufletele? Comparație? Adică, comparația aceste forțate, el le folosește în două scopuri. Unul la mână electoral, el trebuie să-și înregistreze un partid politic căruia i-a fost refuzată înscrierea acestui partid în prima fază. În al doilea rând, episcopul se gândește că are de negociat pozițiile pentru alegerile locale din anul viitor cu UDMR-ul. Fără doar și poate cele două formațiuni politice, într-o formă sau alta, vor merge împreună, pentru că altfel electoratul se divizează și nu va intra în Parlament nici una, nici alta și nu vor prinde locuri nici, probabil, doar în câteva comune și... Deci, cumva, ei trebuie să colaboreze. Este o poziție de forță pe care, evident, nu cea cu Clujul lui Ceaușescu. Trăim acum în Clujul Ceaușescu cu 20 de ani. Este o poziție de forță și în negocierile cu UDMR-ul. Și, în al treilea rând, să nu uităm că vicepreședintele Parlamentului European îi
I-au expirat două mandate de episcop acolo la, la Vadul Crișului, unde slujește dânsul, și există derogări în, în Biserica Reformată și în funcție de poziția ocupată într-un, la un moment dat, se poate reveni la un al treilea mandat. E, este și în intenția episcopului, cel puțin în ultima vreme, de a mai ocupa încă o dată. Așadar, aceste declarații sunt făcute doar așa pentru imagine, până la urmă? Nu e vorba neapărat de imagine, ci este vorba de folosul pe care îl obține strict Laszlo Tökes în urma acestor declarații. Putem să le spunem fără dar și poate belicoase. Așa să mai citesc că, ceva din declarația dânsului care spune așa, la Cluj nu avem pace, nu putem avea pace în locul în care nu există adevăr și dreptate. Când mă gândesc la evenimentele legate de statuia lui Matei Corvin, acea inscripție scrisă de istoricul Iorga lezează identitatea națională a regelui nostru. Nu avem pace, nu avem parte de dreptate și adevăr, totuși nu sunt exagerate sunt cuvinte grele, sunt cuvinte aruncate. Într-adevăr, există o sensibilitate legată de piața, am mai spus, legată de piața centrală, de piața Matei Corvin, de piața Unirii acum. Există o sensibilitate a populației maghiare. Unii se folosesc de această sensibilitate pentru a exacerba în mod voit anumite acțiuni politice. Este vorba de europarlamentarul Laszlo Tökes, este vorba de conducerea UDMR care știu să joace acum pe această carte în mutarea pieței. Dar până când o să mai, se vor mai lega de această plăcuță nu care există, acolo? Bun, plăcuța ca plăcuța. Nu este plăcuță, există piața volantă din spatele statuii. O să vorbim despre este o sensibilitate pe care liderii comunității maghiare, că sunt de la CNMT, că sunt de la UDMR, știu să o folosească. Ba, mai mult există probabil și terenul propice, aici se demonstrează în negocierile cu partenerii de la PDL, există și terenul propice de a apăsa pedala acestei piețe, pentru că, să fim serioși, oricât de nostalgici ar fi unii sau alții, nu, locul în care trăim, respectiv Uniunea Europeană, și secolul în care trăim, respectiv cel al 21-lea, nu mai sunt de natură de a crea, să spunem, relații feudale în care unii erau, mă rog, să le spunem între ghilimele, negri pe plantațiile altora. Până la urmă, aceste declarații cred că interesează pe cetățenii Clujului, fie români, maghiari. Aceste declarații irită deopotrivă și pe români, dar să știți că și pe destui maghiari irită. Nu sunt toți așa de vehemenți precum și-ar dori vicepreședintele Parlamentului European să-i vadă de înălțimea scaunului său de la Bruxelles. Produc iritare, într-adevăr, produc reacții din partea politicienilor și români și maghiari, dar deocamdată lumea se uită în primul rând la ce pune mâine dimineață pe masă. Pe de altă parte, comunitatea maghiară din Cluj se bucură în aceste zile de zilele culturii maghiare, zile care sunt organizate. Vorbim foarte... și despre aceste lucruri, dar pentru că aminteai ceva mai devreme de piața volantă care a fost organizată în Piața Unirii, e bine, după numai două sâmbete în care a funcționat în zona Bisericii Sfântul Mihail din centrul Clujului, piața volantă a fost exilată pe platoul Sălii Sporturilor. Primăria a cedat presiunilor UDMR și a renunțat la locația inițială din Piața Unirii. Piețe similare vor funcționa în mai multe cartiere ale orașului. Un fost deputat al puterii critică însă decizia primăriei. O piață volantă va fi organizată de acum în fiecare sâmbătă pe platoul Sălii Sporturilor. Sunt anunțați circa 100 de producători care oricum nu mai încăpeau în zona parcării de pe Unirii. Pe de altă parte, începând cu săptămâna viitoare, aceste piețe vor avea loc și în alte zile ale săptămânii. De exemplu, în fiecare marți în piața 14 iulie din cartierul Grigorescu și în fiecare joi pe strada Unirii la capătul liniei 3. Deputatul Mircea Giurgiu nu este de acord cu schimbarea propusă de primărie. O să rog pe domnul primar să facă toate demersurile necesare pentru a continua funcționarea acelei piețe acolo, în locul în care a funcționat de două săptămâni. Programul piețelor volante, indiferent de locul unde se vor desfășura, rămâne același, între orele 7 și 15. Titus, în continuare alături de mine, facem ce facem și iarăși ajungem la piața volantă. Dar în această dispută putem vorbi de un învins și un învingător, faptul că primarul Sorin Apostu a cedat? Nu, la prima vedere așa pare că a cedat, că... În politica de la Cluj, unul a cedat, chiar și primarul a spus că cel mai deștept cedează, lucru ce, mă rog, undeva este destul de jignitor, probabil. Dar să nu uităm că de fațadă... Dar vor fi 100 de producători care sigur, nu mai încap în Piața Unirii. De fațadă, așa pare că PDL și respectiv primăria a cedat. Practica ne arată și informațiile din ziua de Cluj ne arată însă că
Trocul este mult, mult mai subtil și mult mai adânc. Este vorba de o înțelegere, de continuare a unei înțelegeri politice, probabil și în anul 2012, la nivel local, prin această cedare. Deci, la nivelul comunității maghiare, UDMR își rezolvă problema când spune da, am câștigat, am retras piața de acolo. Este, din nou, doar la nivel simbolic un câștig al UDMR. Un câștig, UDMR este dator comunității maghiare cu câteva rezultate pe care nu le-a obținut deocamdată și, de aceea, la nivelul acesta simbolic, ei punctează. Dar, revin, doar la nivel simbolic. La nivel politic, discuțiile și negocierile sunt mult mai adânci și mult mai serioase. Cred că sunt presiuni și de la centru. Și sigur, merg mai departe, chiar conform informațiilor noastre, negate cu prea mare vehemență de către UDMR și de către PDL, dar conform informațiilor noastre, înțelegerea, deci punctul acesta cu retragerea pieței volante din Piața Unirii a fost una dintre discuțiile care se circumscriu de fapt unei înțelegeri mai largi care va avea loc, o continuare a protocolului de colaborare și în anul 2012, chiar eventual și cu impunerea unui candidat de fațadă din partea UDMR. Aș vrea să vorbim puțin și de faptul că în aceste zile, în Piața Unirii, va avea loc un concert, iar cei de la UDMR au criticat de-a lungul timpului toate concertele care au avut loc acolo și Piața Volantă. Pe de altă parte, acum, cu ocazia zilelor culturale maghiare, este un concert pentru cetățenii maghiari, să spunem așa, care nu-i deranjează deloc pe cei de la UDMR. Ce să mai înțelegem din reacția lor? Cu un concert acolo e ok? Sunt concerte aproape în fiecare zi acolo și sunt concerte unele chiar foarte valoroase. Sunt concerte la care, de exemplu, duminică la concertul, așa zice, filarmonic, este o orchestră foarte interesantă în Budapesta, formată dintr-o sută de țigani, este o orchestră filarmonică unică în lume, formată dintr-o sută de țigani care cântă acolo, de romi, pardon. Și la acest concert va veni inclusiv președintele Ungariei. Deci, sunt concerte foarte bine articulate, foarte bine circumscrise acestor zile culturale maghiare. Evident, nimeni nu a protestat, nici dintre politicienii români și nici din populația majoritate, nu a protestat că acolo s-ar petrece ceva. Repet, sunt aceste proteste ale liderilor comunității maghiare și ale unora dintre membrii comunității maghiare, sunt puncte de imagine care, mă rog, vin cumva să amplifice această sensibilitate uneori prea exacerbată față de această piață a Unirii. Titus Crăciun, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Doamnelor și domnilor, continuăm știrile. La două zile distanță de evacuare, proprietarii acelor 20 de apartamente de pe strada Eroilor din Florești așteaptă cu înfrigurare ziua de joi, când își vor vedea scoase la licitație imobilele în care locuiesc. Ei sunt hotărâți să protesteze și joi la executorul judecătoresc împotriva vânzării locuințelor. Judecătoria Cluj-Napoca a respins în urmă cu două săptămâni contestația la executarea depusă de constructorul blocului împotriva unui cetățean israelian căruia îi datorează bani. Sentința a fost atacată cu recurs, însă până la judecare, acesta ar putea rămâne fără obiect dacă blocul executat va fi vândut la licitația organizată în 18 august. Proprietarii apartamentelor cer anularea licitației. Să nu se mai țină licitația, să se stopeze, nu să se amâne, să se stopeze și să se aștepte terminarea recursului. Centrul de transfuzii din Cluj poate asigura în această perioadă doar urgențele, iar intervențiile chirurgicale programate trebuie anunțate din timp. Asta deoarece sunt tot mai puțini donatori de sânge. Printre cele mai afectate unități medicale se numără Spitalul Județean, Clinica de Chirurgie și cea de Hematologie. Medicii de la Centrul de Transfuzii din Cluj spun că numărul celor care vin să doneze sânge a scăzut cu aproape jumătate în ultima perioadă. Astfel, de la 70 sau 80 de donatori pe zi în urmă cu câteva luni, în prezent abia dacă mai vin 30 sau 40 de persoane. Este perioada de vară, este perioada de concedii, este perioada de vacanță a studenților pe care ne bazăm foarte mult. Probabil au fost și perioadele de caniculă când lumea nu s-a simțit chiar confortabil pentru actul donării. În lipsa donatorilor, rezervele de sânge ale centrului de transfuzii sunt pe terminate și deocamdată se mai pot asigura doar urgențele. Și stocurile noastre de sânge sunt mult scăzute, putem să asigurăm în primul rând urgențele medico-chirurgicale, iar intervențiile chirurgicale și tratamentele programate trebuie anunțate din timp. Pentru a rezolva criza de sânge, spitalele solicită sânge centrelor de transfuzii din județele învecinate, ori încearcă să convingă rudele celor bolnavi să doneze.
Deci noi de regulă când vorbim cu aparținătorile adresăm și rugămintea de a merge să doneze sânge fie pentru pacientul respectiv, fie ca idee de principiu și pentru alți pacienți și foarte mulți sunt, mă rog, ascultă rugămintea, indicația noastră. Pentru o donație de sânge, fiecare persoană primește 7 bunuri de masă în valoare totală de peste 50 de lei. O adeverință pentru reducere 50% pentru transportul în comun pe o lună, dar și o zi liberă și o serie de analize gratuite. Exodul cadrelor medicale spre Occident ia proporții. Câți medici vor pleca din Cluj în următoarea perioadă, vă spunem imediat, după o scurtă pauză de publicitate. Vă spuneam înainte de publicitate că exodul cadrelor medicale spre Occident ia proporții. Ei bine, 700 de medici și asistenți clujeni au solicitat actele necesare de la Ministerul Sănătății și se pregătesc de plecare. Datele au fost dezvăluite de Colegiul Medicilor și de Ordinul Asistenților Medicali din Cluj. Salariile slabe din sistemul sanitar românesc, dar și condițiile proaste de muncă determină tot mai multe cadre medicale clujene să aleagă munca în străinătate. Dacă aici un asistent medical câștigă în medie 1000 de lei, în alte țări salariile sunt de peste 2000 de euro. În jur de 450 au plecat în 2011, iar tendința este în creștere. Care sunt principalele motive ale acestor asistenți medicali? Salariile scăzute și condițiile de lucru mult mai bune în străinătate. Pe de altă parte, deficitul de personal în sistemul sanitar clujean crește de la o lună la alta. Acum sunt peste 1400 de persoane în minus în sistem, dintre care 700 sunt asistenți medicali. Personalul la ora actuală revoltat de-a dreptul după ce ne-au scăzut salariile, munca este de 2-3 ori mai multă decât am avut până acum, nu mai fac față. În primul rând au început deja multe clinici, în special clinicile de chirurgie, unde e foarte greu din la spitale diferite. Toți asistenții au făcut memoriu, au și semnat către conducerea spitalului și spun că nu-și mai asumă responsabilitatea pentru nimic ce se întâmplă în spital. Pacienții sunt deja îngrijorați de ceea ce se întâmplă, dar spun că înțeleg pe medici și asistenți. Nu știu cum va fi cu noi cei bolnavi. Greu în orice caz. Zile grele cred că ne așteaptă. Cred că nu vom mai fi tratați. O să ajungem să ne operăm singuri. Să ne tratăm singuri. Cadrele medicale din Cluj care pleacă să muncească în străinătate preferă țări precum Italia, Spania și Anglia. E bine, România nu stă bine la capitolul sănătate, dar nu stă bine nici când vine vorba de fonduri europene. Mai mult, România este rușinea Europei în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Astfel a caracterizat europarlamentarul Corina Crețu modul în care țara noastră a reușit să atragă bani europeni în cei 4 ani care au trecut de la aderarea în Uniunea Europeană. Până în prezent, România a cheltuit un procent infim din sumele puse la dispoziție de organismele europene. Potrivit europarlamentarului, situația s-ar putea remedia dacă va fi înființat un minister sau măcar o direcție care să se ocupe de această problemă. Potrivit europarlamentarului Corina Crețu, la 4 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, România se află pe ultimele locuri în ceea ce privește utilizarea banilor europeni. În schimb, în loc să folosească fondurile gratuite puse la dispoziție de organismele europene, guvernul se împrumută de pe piețele externe. Am folosit 4% din fondurile europene. Ultima informație este că avem 800 de milioane de euro blocați tocmai pentru că nu se știe în ce măsură toate aceste proiecte sunt legale sau s-au înregistrat nereguli și așa mai departe. Soluția ar putea veni de la înființarea unui organism intern care să supravegheze modul de accesare a fondurilor europene. Eu cred că este vital și era vital de acum 4 ani să existe, dacă nu un minister, măcar o direcție pentru accesarea fondurilor europene, care să pregătească o armată de oameni care să fie la Bruxelles, să învețe cum se fac aceste fonduri, cum se accesează fondurile europene și după aia să vină în țară, în teritoriu și să învețe pe oameni. Europarlamentarul român spune că țara noastră ar trebui să profite de reducerea la numai 5% a procentului cu care autoritățile române trebuie să cofinanțeze proiectele europene. 20% din lucrările la sala polivalentă au fost deja finalizate, cel mai avansat fiind parkingul de peste 400 de locuri, care este mai mult de jumătate gata. Sala va putea fi folosită pentru competițiile sportive începând cu vara viitoare. Primăria a anunțat că proiectul inițial al sălii a fost modificat, locul scaunelor fixe fiind luat de scaune rabatabile care sunt realizate dintr-un material special antifum. Costurile vor fi însă aceleași. Ce este foarte important de spus, că toate prefabricatele vor fi finalizate până la sfârșitul acestei luni de turnat, refabricatele principale și până la sfârșitul lunii septembrie cele de structură
Și am înțeles din discuții că până în decembrie ținta este să avem acoperișul sus. Constructorul studiază acum soluția amplasărilor gradene retractabile pe câte 3 rânduri pe 3 dintre laturi și pe 12 rânduri pe una dintre laturi, care să permită ca în sală să poată avea loc și meciuri de hockey. Scaunele care sunt montate acolo sunt doar ca și model, sunt cele care vin montate pe gradene retractabile. În prezent se studiază soluția aceasta tocmai pentru a avea spațiu mai mult. Mai mare ca și suprafață pentru diferite competiții. Sala polivalentă ar urma să aibă peste 7000 de locuri. Știri din sport, acum informații din fotbal. Portarul echipei din Gruia, Nuno Claro, nu este deloc afectat de fluierăturile și huiduielile pe care le încasează constant de la suporteri în ultima partidă. Portughezul are aceeași reacție și în cazul petiției lansate de suporterii feroviari împotriva sa și spune că totul va fi uitat după ce va lega 2 meciuri reușite în poarta CFR-ului. E normal că să fie supărat, nu pentru mine, dar că pentru CFR, dar că noi nu a câștigat meci acasă. E normal să te fluiere la fiecare atingere de minge? Nu e normal, dar că asta se întâmplă, se poate să faci. Portarul Lucidan consideră totuși normală reacția suporterilor, dar este convins că va reveni în inimile acestora cât de curând. Se întâmplă în fotbal, da, persoană că place, altă că nu-mi place. Eu fac treaba mea. Ești afectat de tot ceea ce se întâmplă? Nu, sunt obișnuit de asta. Vin un, două meci, e tot în regulă, suporterii nu mai uită, da? Asta mai se întâmplă, asta nu contează pentru mine. Toată lumea greșesc, noi suntem un grup unit și 100% dacă apare meci următor, să va apară bine. Până în urmă cu o oră, aproape 120 de fani ai feroviarilor semnaseră petiția prin care se cere conducerii clubului îndepărtarea lui Nuno Claro de la CFR și suporterii Șepcilor Roșii au formulat în mod ironic o petiție în ceea ce îl privește pe Nuno Claro. Însă pentru păstrarea sa între buturile echipei din Gruia, surprinzător, numărul celor care au semnat această petiție depășește de aproape 2 ori pe cel al fanilor ceferiști. E bine, se pare că oficialii echipei din Gruia i-au găsit deja înlocuitor lui Nuno Claro și asta pentru că în urmă cu puțin timp cei de la CFR și-au prezentat cea mai recentă achiziție. Daniel Fernandez, un portar de 27 de ani, portughez, care ultima dată a jucat în Germania. Mai multe detalii în următoarele jurnale de știri de la Realitatea TV Cluj. Mergem mai departe, în ciuda eșecului de pe teren propriu din partida cu Gaz Metan Mediaș, jucătorii lui CFR Cluj privesc cu încredere spre confruntarea cu Pandurii Târgu Jiu din etapa viitoare. Noi am produs un match și cred că a fost un match că noi nu am stat bine în teren, dar că cu Pandurii noi vrem să câștigăm. Deja toată lumea s-a uitat de match trecut, acum vine match următor, Pandurii, și așa e, trebuie să câștigăm, trebuie să luăm 3 puncte de acolo. Și la CFR tot timp pe presiune, că e o echipă că se luptă pentru titlu. Și când așa e, tot timp pe presiune, dar noi suntem obișnuiți cu aia. După 3 etape, feroviarii au 4 goluri înscrise și 2 primite. Au strâns 6 puncte și se află în prima parte a clasamentului Ligii 1. Partida dintre Pandurii Târgu Jiu și CFR Cluj se va disputa luni 22 august de la ora 20:30 de minute. Datele meteo la final, vreme capricioasă pentru următoarele 24 de ore la noapte. Sunt șanse mari de precipitații însoțite de descărcări electrice, însă temperatura nu va cobori sub valoarea de 17 grade. Același aspect al vremii și pentru mâine, când răsleț va ploua în aversă, iar cerul va fi brăzdat de fulgere. Maxima zilei se va menține însă în limite generoase. Mercurul din termometre va indica în cel mai cald moment al zilei 26-27 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, știrile se încheie aici. Următorul jurnal la Realitatea TV Cluj începe la ora 20:15 minute, iar de la ora 20:30 de minute Raul Chiș va arată Clujul în realitate alături de Laszlo Otilo, viceprimar UDMR, și Dan Canta, consilier județean PSD. Eu sunt Claudia Chiraș și vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă tuturor. Pe curând!